Dumneavoastră cam câte panglici ați tăiat? Eu n-am tăiat nicio panglică. Îmi repugnă deja, adică din cauza faptului că e supraîncărcat gestul. N-ați avut nicio panglică de tăiat? Sau nu, ba da, puteam să mă duc la nodul Sebe și un nod spectaculos de autostradă, la autostrada 1 cu A10 care s-a deschis în iulie și să chem acolo televiziuni și să pun paharul de apă pe bord și să fac tot felul de giumbușlucuri de-astea. A mai fost terminalul, un nou terminal de la aeroportul Timișoara, tot așa, se pregătea ceva. Acesta este nodul Sebeș, apropo, în imagine. Deci acest nod, în momentul în care s-a deschis, acum e într-o zonă în care e în lucru, da? Pentru că acolo sunt încă grinzi în spate. Puteam să fac un mare event din el la Timișoara, iarăși m-au sunat conducerea de acolo, cum să facem, mai ales drept. Că sunteți și parlamentar de Timișoara. Și le-am spus, faceți așa, chemați presa, îi lăsați să-și ia cadre, asta e normal pentru informare, să vadă, să așa, după care îl deschideți pur și simplu să intre pasagerii, fără... nu știu, toată ceremonialul ăla care e un pic ridicol.